Cineva are o întrebare în alt domeniu? Vă rog, părerea dumneavoastră despre softurile piratate. Furt. Punct. E furt intelectual. Eu, de exemplu, am un Windows la care am licență. N-am licență pe Word și nici nu am, mi-am introdus un Open Office, că vreau să fiu corect și să nu fiu fariseu când vă învăț. Și așa le spun la toți. Știți că dacă ar fi să fiți prinși, amenda ar fi de, nu de 10, de sute de milioane. Cineva încerca să mă lămânească, frate, numai dacă ai afaceri și dacă câștigi din asta. Deci au unul, frate, eu am un blac cu el și în altă țară și n-am o problemă nici prin aeroportul, nici... Asta e treaba ta. Dar este ilegal. Și uite așa, softuri piratate, mai suntem și noi un fel de pirați, că umblăm pe noi de umblat și pe deasupra suntem pocăiți. Și atunci bine întreabă oamenii de care. Numai că ei vizează confesiunea cu întrebarea lor, dar noi ar trebui să știm răspunsul. De care? Că poate atunci nu ți-ai permite. Ia întrebați-vă și dumneavoastră copiii. Să vedeți, sunt în regulă cu programele. Pentru că orice ține de înșelăciune, dar noi românii suntem renumiți prin asta, nu? Am fost obișnuiți să furăm de la colectiv, că doar de la noi l-au luat și ei. Și uite așa. Da, numai că tot la colectiv au fost renumiți pocăiții care nu furau. Eu nu spun că pot să fii 100% corect în țara asta, că poate mă veți întreba cu cât am condus la oră când am venit încoace. Da, dar trebuie să iau în calcul toate și să fiu corect. De exemplu, nu-mi permit să conduc peste cu 50% mai mult decât viteza maximă, că nu risc să-mi pierd permisul. Dacă risc că mă grăbesc, atunci mă gândesc dacă pot plăti amenda aceea. Asta este. Dar fără să facem abuzuri. Ori asta este o chestiune de moment. Da, dacă mai este altceva, dacă nu putem, numai bine să ne oprim. Și fericit de cel înțelept care își pune la inimă. Știți, scrie în Biblie că atunci când a venit o plagă în Egipt, amintiți-vă repede care, Dumnezeu le-a trimis moștințare egiptenilor să-și pună vitele la adăpost. Și scrie că unii au ținut cont de asta. Și au rămas cu animalele. Alții l-au lăsat pe câmp. Numai cu atunci când a venit piatra și focul, le-a rămas să le îngroape. Da? Domnul să vă dea pricepere. Eu aș propune să facem o rugăciune, că și cu siguranță din ceea ce am spus eu, au fost unii care mai mult sau mai puțin s-au găsit vinovați. Hai să venim înaintea Domnului și Domnul să ierte. Dar știți ce spunea Domnul la cei ce ierta? Du-te și să nu mai păcătuiești în seara asta. Eu aș zice în seara asta, mergeți acasă și faceți ordine. Luați hotărâri. Schimbați ce-i de schimbat. Ordin la computer, ordin la garderobă, dar mai întâi ordin la gânduri. Intră în relație bună cu Domnul, rupe prietenii dacă e cazul. Ține cont de glasul Scripturii că e pentru noi. Nu vă permite să duceți o pocăință ușoară, că mai târziu, noi care am trecut cât de cât în viață, vedem pe alții care atunci când au fost de vârsta noastră s-au jucat cu pocăința. Și unul la 10 ani, altul la 20 ani, de când s-a botezat, altul la 30, știți că și cei din pustie au păcătuit, unii au murit la 10 ani după aceea, alții la 20, alții la 38 de ani au murit după aceea. Dar a intrat vreunul în Canaan? Niciunul. Și e trist să te pierzi pe drum, cu familie, poate după ce ai născut copii, poate după ce ai trudit. De ce? Ți-ai permis
slăbiciuni, păcate. Spune Scriptura să dăm la o parte păcat, orice piedică și păcatul care ne înfășoară, așa de lest. Și scrie acolo să ne luptăm până la sânge în lupta împotriva păcatului. Doamne, ajută-ne! Hai să ne ridicăm și pentru cei care au greșit în acest domeniu, în mod special pentru tineri, pentru familiile noastre, pentru copii, să ne rugăm și Domnul să se îndure și să dea iertare. Iar cei ce au rămas credincioși, Domnul să-i ajute să rămână tari, pentru ca să vă puteți păstra în sfințenie, în cinste, fără aprinderea poftilor și să vă rămână bucuria. Amin, ne rugăm!